Momentul în care trebuie să renunți la tot. Un eseu personal. Acest video a fost în fază de planificare de mai mult de câteva săptămâni. Probabil chiar de mai mult de o lună de zile. Procesul ar fi fost simplu. Scriu textul, fac înregistrare audio-video și apoi editez. În total, maxim 2 zile de lucru. Iar în vremurile trecute, chiar doar o jumătate de zi. Dar asta a fost în vremurile trecute. Acum, în situația actuală, lucrurile s-au schimbat. De fapt, totul s-a schimbat în ultimele 7 luni. Și nu mă refer la situația mondială, la nebunia cu pandemia, la încălzirea globală, la războiul cultural din presa americană sau la conspirațiile despre Bitcoin și China. Astea sunt probleme pe care eu, ca individ, un român din Beijing, după cum îmi place să mă prezint aici pe YouTube, nu are nici o putere de decizie sau influență. Cu riscul de a mă repeta, tot ce pot controla eu este mediul meu imediat. Clasa unde predau, casa unde locuiesc, familia mea mică de aici, din China. Dar uite că de săptămâni de zile încerc să-mi fac timp pentru acest video. Și între timp am realizat, ca urmare acestei incompetențe a mele de a pune câteva ore într-un proiect care mi este drag, că încet, încet, dar sigur, pierd controlul și asupra mediului meu imediat. Atât profesional, cât și familial. Dacă n-ar fi așa situația, atunci nu m-aș afla în scaunul din spate al unui taximetru din Beijing, cu pixul în mână și caietul în poală, scriind acest text. Nu m-au dat afară cei de la școală și nici soția nu mi-a pus bagajele în fața ușii. Din contră, sunt apreciat la muncă atât de către elevi și cât de unii profesori. Totul e ok pe plan profesional. Iar acasă, din contră, de abia așteaptă Zaharia și Upașna să ajung sus. Dar am pierdut controlul și nu cred că îl voi recupera în viitorul apropiat. Să explic. În domeniul educației, situația este simplă, dar reverberațiile sunt complexe. Practic, când ai un sistem educațional de franciză, cum este cazul școlilor internaționale, totul este prescriptiv pentru a asigura aceleași standarde. Deci, profii sunt un fel de programatori care downloadează o anumită curiculă în capul elevilor. Simplu, ușor, dar foarte, foarte puțin creativ. Am mai vorbit de treaba asta în videoul cu astrocitele. Dar mai mult despre acest subiect, poate într-un alt video. Între timp, am realizat că am pierdut controlul și asupra locuinței noastre. Știu, stau și mă plâng, dar de fapt avem 2 apartamente. Ciudat, da? Dar asta nu înseamnă că reușim să ținem nici unul dintre apartamente în aceeași situație de zen, precum era fostul nostru apartament. Doar o singură cameră mai seamănă puțin cu situația de acum 7 luni. La momentul de față poți găsi întâmplător, în orice moment al zilei sau al nopții, în orice colț al casei, câte un dinozaur, câte o jucărie, câte un ciorăpel, câte o babețică. Pe vremuri mă jucam cu unghiul la care să așez o fotografie înrămată
pentru a prinde razele soarelui sâmbătă sau duminica la amiază, când stăteam la citit pe canapea în fața colecției de fotografii înrămate. Acum, de-abia reușesc să țin toate bateriile pentru jucăriile copilașului pe același raft. Apartamentul arată de parcă o armată de gremlins a trecut valvârtej pe la noi prin sufragerie. Doar o cameră a scăpat de această vijelie. Este vorba de studioul meu de sus, de unde înregistrez acest video. Aici toate au rămas la locul lor. Și tocmai asta e problema. De 7 luni de zile nu s-a mai mișcat nimic de pe rafturi sau din cutii. Am pierdut controlul nu doar la capitolul ordinea din casă, ci și la capitolul timp liber. Fii atent! E ridicol. Acum 7 luni eram ocupat cu următoarele. Mergeam la ore de pictură tradițională chinezească. Făceam caligrafie chineză cu un maestru în Beijing. Învățam să cânt la Guqin. Mergeam la echitație. Făceam tir cu arcul. Făceam vloguri zilnice. Declaram în weekend cu soția weekenduri în care doar citeam. Învățam limba chineză. Lucram singur în studio aici, la pictură, la caligrafie și cântam la Guqin. Așa, zilnic. Organizam cine cu vecinii, mergeam la festival, făceam pe turiști și, bineînțeles, trăgeam la bară. Zilnic. Zilnic. Acum scriu pe întuneric de pe bancheta din spate a unui taximetru. Multe s-au schimbat în ultimele 7 luni. Am pus piciorul pe frână când e vorba de toate proiectele personale și atât eu cât și soția ne-am recentrat activitatea, timpul, gândurile, planurile de viitor în jurul copilașului nostru. Am cedat controlul vieții noastre unui copilaș la care au început să-i crească dințișorii, cel de-al 5-lea dințișor. Un copilaș de 8 kg care ne controlează fiecare moment al vieții. Am oprit totul pentru a pune bazele celui mai important proiect din viața noastră. De 7 luni cimentăm o fundație la care sperăm că va crește și se va lansa un om al viitorului. Până în momentul de față am avut mii de bucurii care au înlocuit caligrafia, pictura, Guqinul, călătoriile, tirul cu arcul, cititul, socializarea, turismul, antrenamentul, la bară și ce-o mai fi. Dar am devenit maestru în arta de a pune copilașul la culcare în 10 minute. Și asta e mai satisfăcător decât orice corcent de Guqin la care am participat, orice expoziție de pictură pe care aș fi putut-o organiza sau orice competiție de tir cu arcul. Să știi că am centură neagră la pus copilașul la culcare. Este o realizare fantastică. Am pierdut controlul în casă. Am pierdut controlul în viață. Casa e întoarsă pe dos, iar timpul personal este egal cu zero. Dar când îl iau pe copilașul nostru în brațe, seara înainte de culcare, și îl leagăn așa cu minte la mine în brațe, simt cum întreaga existență se reduce la acel moment singular. Iar în acel moment mă simt în control. Sunt în control. Copilașul devine din ce în ce mai relaxat la mine în brațe. Ochii se închid repede, puțină salivă îi curge din colțul gurii. Tati a făcut magie și m-a pus la culcare.
Asta zic eu că se gândește copilașul la mine în brațe, înainte de culcare. Îl pun încet jos la el în pat, unde mami l-așteaptă să-l acopere și să-i mai tragă un pupic. Apoi stăm amândoi câteva momente și ne uităm la Zaharia și de fiecare dată ne spune: e al nostru, noi l-am făcut. Două secunde mai târziu ne dăm seama că suntem rupți de oboseală. Planul ce l-am avut la micul dejun în aceea zi de a ne uita la un film împreună este abandonat. Ne băgăm sub plapumă, ne mai uităm puțin la copilașul nostru și apoi sting lampa de lângă pat. E întuneric și liniște. Nu se aude decât respirația sa cadată a copilașului. Zaharia doarme. L-am hrănit, ne-am jucat cu el, i-am citit, l-am spălat, l-am îmbrățișat, l-am pupat, l-am iubit toată ziua. În schimb, el ne-a dat un zâmbet știrb și a gângurit câte ceva. Și asta ne-a fost de ajuns. Am pierdut controlul asupra vieții, dar în fiecare zi, Zaharia ne dă, în schimb, zâmbete și gângureri. Cea mai bună tranzacție posibilă.